Da, atenție, în luna martie sărbătorim primăvara, dar și pe următoarea noastră invitată, doamnelor și domnilor, alături de noi este Carmen Șerban. Bine ai venit, Carmen! Bine v-am găsit! Și nu ai venit singură? Nu, am venit cu Mihail Tițoiu, care... Salut! Bună dimineața! Bună, la Mihai! Dacă, Doamne, dacă te puneai în genunchi când îi era periculos. Așa? Vai, dar wow, cât este de frumos! Mulțumesc tare mult! Să știi... Da. Mulțumesc. O primăvară frumoasă și din partea noastră, vouă și tuturor admiratorilor și telespectatorilor emisiunii voastre. Avem și noi un cadou pentru tine, să știi. Da. Dar serios? Imediat, înainte să povestim despre perioada asta specială, pentru că pentru Carmen nu e doar început de primăvară, marchează un lucru foarte important. Vrem înainte să știm ce cântăm astăzi. Astăzi am venit la voi, ca și, la fel ca și data trecută, cu o piesă nouă-nouță, în premieră. Nici n-am urcat-o pe YouTube, nu urc până nou când la voi. Așa. Așa ne place. Da, se numește Iubi în sus, Iubi în jos. Opa. Este un proiect nou, frumos, creat împreună cu colegul meu Mihail Tițoiu și cu Robert Vâgă, inginerul nostru de sunet. Hai să te ascultăm, să vă ascultăm. O dedicăm îndrăgostiților resemnați. Oh, o primăvară frumoasă. Okay. Pentru ce resemnație? Nu, e pentru toată lumea care acceptă realitatea exact așa cum este. Deci e pentru oamenii optimiști. Piesa este într-o notă optimistă, din punctul meu de vedere, vorbesc serios. Păi ce nu poate fi optimist, că zicem iubi în sus, iubi în jos. E ca viața, de sus în jos. Povestim imediat mai multe cu Carmen Șerban, acum să o ascultăm cântând, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Carmen Șerban! Iubi în sus, iubi în jos, ne mințeam foarte frumos. Iubi în sus, iubi în jos, dar totul ne mergea pe dos. Singură nopțile, pentru bărbatul care mi-a mâncat zilele. Ridic paharul în cinstea lui, că m-a eliberat. Iau viața de la capăt, ca și când n-a existat. Mă bucur pentru tine, dacă ești iubit, măcar 50% din cât eu te-am iubit. Eu n-am găsit puterea ca să renunț la tine. Ai făcut-o tu și cred că așa-i mai bine. Iubi în sus, iubi în jos, ne mințeam foarte frumos. Iubi în sus, iubi în jos, dar totul ne mergea pe dos. Iubi în sus, iubi în jos, ne mințeam foarte frumos. Iubi în sus, iubi în jos, dar totul ne mergea pe dos. Nici farmec nu mai ai, de crispat ce ești. Nu am curaj să-ți spun că și greșești. Cu tine în aceeași casă mi-a fost dor de noi. Vorbeai numai de bani, nu mai contam noi doi. Noi, noi doi, noi, noi doi, noi, noi doi. Ai făcut-o tu
și cred că așa e mai bine. Ai ieșit din viața mea, mersi că ai plecat, măcar ai lăsat loc pentru un alt bărbat. Iubi în sus, iubi în jos, ne mințeam foarte frumos. Iubi în sus, iubi în jos, dar totul ne mergea pe dos. Iubi în sus, iubi în jos, ne mințeam foarte frumos. Iubi în sus, iubi în jos, dar totul ne mergea pe dos. Aplauze, Carmen Șerban! Mulțumim pentru piesă! Aș vrea să încep să cu mulți ani trăiască! Da. Mulți ani trăiască! Mulțumesc, mulțumesc! Pentru mine tot! S-a adus un tort! Mâine este ziua ta, Carmen! Mâine este ziua mea, da, împlinesc o frumoasă vârstă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt sănătoasă, sunt fericită, sunt cu voi aici azi, îmi doream foarte mult să fiu astăzi cu voi. Ne bucură și vă mulțumesc! Ți-am adus și un mărțișor, dar noi că te ajut eu, hai să le așezăm că sunt grele. Uite, pun aici. Mulțumim și noi, Carmen, că ai venit. Da, mulțumesc. Și știm că urmând ziua ta, probabil ai ceva planuri interesante pregătite. Dar da, hai să începem cu mărțișorul, că azi e 1 martie. Da. Câte mărțișoare a primit Carmen Șerban până la ora 11:45 de minute? Am primit chiar vreo 4 după ora 12 noaptea, pentru că au ajuns nepoții mei de la Timișoara, Carmen și Luca, micuța Carmen Șerban și Luca, mi-au adus de la mama un mărțișor foarte frumos, cu o poezie mi-a scris mama, la uite, am vrut să o aduc și am uitat-o. Da, o poezie scrisă de mama. Da. Păi nu știi că și cântecelul ăla, tot ideea ei a fost cântecelul cu mama. Da, o salut și o pup și îi doresc o primăvară frumoasă, minunată, să fie sănătoasă. O salutăm și noi. Mulțumesc. Apoi am primit de la fratele meu, de la nepoții mei, am primit de la colegul meu, am primit de la câțiva colegi pe aici. Și ziua abia a început. Da. Până da, diseară o să trebuiască un camion, am primit și probabil bani. Oh, așa se... Cum? Ia, uzi, noi în cercul nostru suntem pe profilul acela, hai să ne dăm bani și să ne cumpărăm ce vrem. Să fie util până da, la urmă. Da. Și sunt foarte happy că mâine de ziua mea plec de la prima oră în Madrid. Asta voiam să te întreb. Da. Și da, o să cânt seara la un restaurant în Madrid și pe 3 o să cânt în Torrejón de Ardoz, e un orășel în aer, în public, afară, la un festival și târg cu produse românești, organizat de Radio Română din Spania și acolo, la fiecare festival, sunt undeva între 15 și 20 de mii de participanți români și spanioli. Eu știu, ce să mă trăiți ziua cântând. Da, în 2019 au fost 25.000. Wow. Și am fost singură pe afiș și trupa, formația BB de la Alba. Carmen, hablas spaniolă? Un poco. Noi să știu că am pregătit astăzi o serie de imagini. Da. Cu tine, de-a lungul timpului. Mai vreau să le spun oamenii că o să cânt pe 8 martie la Lunca Ilvei, în Bistrița Năsăud, că e la fel de important fiecare și la noi în țărișoara noastră. Și oricum îți dăm un follow pe Instagram și vedem acolo, o postez permanent. Da. Și de 1 iunie de ziua copilului cânt în provincia Salerno, la Eboli. Vrem acolo să trecem neapărat cu tine prin niște imagini. Haide. Pe care le-am adunat de-a lungul timpului și să le comentăm un pic. Sunt schimbări pe care le-ai avut. Schimbări da, de look. Pentru că noi femeile obișnuim să ne mai schimbăm lucrul. Am vrut aseară să-mi schimb lucrul, dar am făcut pe asta. Da. Voi să schimb locul? O altă culoare? Am vrut să-mi pun un pic de roșu în plomb ăsta, da. Îmi pare interesant că nu știi niciodată. Carmen a schimbat de multe. Uite, hai să vedem prima imagine. Hai. Să o comentăm. Oh. Zine anul. Nu mai știu exact, dar undeva 2012-2013. Deci peste 10 ani. Da, este o poză artistică, să zic așa, de la filmările unui videoclip al meu, Viața este ca un joc. Și... Da, eu de regulă nu m-am machiez atât de strident, dar îmi place poza asta. Interesantă combinație de culori. Exact. Da. Aveam roșu cu negru, eu eram foarte rebelă, eu sunt blondă naturală de la mama natură, bine, acum am și ceva alb, că anii spun cuvântul, și îmi plăcea foarte mult roșu și negru. Acum nu mai pot să mă vopsesc cu roșu și negru, pentru că dacă virgulă crește un pic, un milimetru, se vede ca un centimetru la televizor și trebuie să vopsesc prea mult. Bun, trebuie să mai am grijă de structura părului, că na. Zic să mergem mai departe, că mai avem câteva puze pregătite. Fii atentă. Asta e de anul trecut.
Unde mergeai? Unde era aici? În mașina mea. În mașină. Da, da, selfie-uri de astea zăpăcite de ale mele. Îmi place blond. Mulțumesc, îmi fac 100 de poze până iese una bine. Deci asta e poză recentă, oarecum lucrul actual. Hai să mergem la această imagine. Aceasta este undeva din 2010 sau 2011, când am făcut, am avut un proiect de album de folclor pe care l-am scos pe piață cu o casă de discuri din București și mi-am făcut un costum etno după modelul tradițional din Banat. Așa se fac la noi, cu tocă, cu... Da. E din perioada în care noi eram colegi de facultate. Eu așa te țin minte de pe băncile facultății. Asta e imaginea pe care am de atunci. Mergem mai departe? Da. Mai avem o poză. Iată. Asta e costumașul cu care am botezat-o pe Carmen. Da, Carmen acum are 19 ani. Mulțumim. Dar costumașul a fost făcut cu ocazia botezului pe care l-am ținut aici în București la un hotel foarte șmecher, ca să zic așa. Și ulterior, când am făcut niște filmări de videoclip, materialul costumului fiind foarte prețios, mi-am modificat fustița că era lungă, bla bla, și mi-am făcut acest costum cu care am filmat câteva clipuri prin anul 2000. Acum vreo 12 ani. Îți vine să crezi că trebuie de au trecut anii ăștia? Da, deci 7, 10, vreo 12 ani. Incredibil. Da. Doar timpul. Haideți că mai avem o poză. Iată. Da. Artistic, de asemenea. Asta, da, mulțumesc. Asta este o rochiță făcută din mine, creația mea. Eu am foarte multe creații ale mele, cu o croitoreasă din Timișoara. Chiar era din piele naturală rochia. Și părul. Și părul. Observ că este foarte mulți ani brunetă. Da, aici eram roșu cu negru. Aici e roșcat, da. Aici, poza asta este puțin mai veche, are vreo 16-17 ani. Da. Putem să trecem repede în revistă toate culorile prin care ai trecut? Da, roșu, negru și blond. Roșu, negru, blond? Ce urmează, Carmen? Am mai avut și culoarea morcovului. Așa. Un fel de portocaliu. Păi când am trecut de la negru, n-am putut să trec brusc la blond și atunci crenguța de la Câmpul Lung Mușcel, o doamnă deosebită. Dar tu schimbai culoarea părului în funcție de stare, în funcție de experiențele prin care treceai atunci sau în funcție de melodii? Păi tu știi cum suntem noi fetele. Dacă avem ceva pitici pe creier, ni se pare că dacă ne facem altă freză sau ne tundem altfel, arătăm mai atrăgătoare. Da, am făcut și în funcție de stare. Le sufletește, zici bine, ai dreptate. Înțelegi. Carmen, ai trecut prin multe variante de look, dar de fiecare dată ai arătat fantastic, tu ai fost ești naturală un drăguț și jumătate. Și noi ne bucurăm mereu să stăm de mulțumesc. Vorbă cu tine. Poți să le spun oamenilor că de Revelion, când la Tupilați, unde îmi spunea o fană unde plouă cu crânați, am cântat acum 2 ani, dar la un han al pădurarilor, unde vin pădurarii. Deci tu ne-ai zis că o să cânti la următorul Revelion? Da, 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 deja. Am luat deja Revelion. De Revelion în 2029. Unde o să fii? Știi? Sau încă nu? Numai Dumnezeu știe și cu timpul o să vă spun și vouă. Mulțumim frumos, Carmen Șervan, și la mulți ani în avans. Mulțumesc. Le urez tuturor doamnelor și domnișoarelor și mămicilor să aibă, să aibă parte de o primăvară frumoasă și domnilor, de altfel, pentru că, domnilor, e important să aveți o stare pozitivă, să faceți fericite femeile, pentru că dacă nu sunteți atenți cu femeile în luna asta, pericol. Ele sunt sensibile și, na, cu cât veniți cu mai multe cadouri, măcar cu floare acolo, un mărțișor, notat. Nu trebuie scumpe, eu dar notițe din ce a zis Carmen aici. Mulțumim frumos, noi facem o scurtă pauză. Starea noastră a femeilor de multe ori este influențată de felul în care... Hai că ne mai zici pe pauză.